Acestea fiind spuse, ne luăm la revedere. Eu vă mulțumesc din suflet pentru Cristina. A rămas aia mică în tritaci. Aoleu, măi Cristina, cum să uit tocmai de tine? Nu știu ce ai făcut acolo. A schimbat cercei. Dar aș vrea să văd ce ai făcut acolo pe toată durata emisiunii. Cristina Mihaela, respiră, dragă, liniștită. Ritaciu este în picioare, nu s-a întâmplat nimic. Cristina s-a distrat acolo. Mai mult de atât, cred că ne poate povesti chiar ea, venind acum în studio. Ai stil când te întorci pe stilero, dai cu parfum de atracție magnero. Toți te admire, talentă perfect. Bravo, ai stil. Bravo, ai stil elegant sau ghetto. Stilul tău poate ce stil de vedetă. Formele tale s-te pus pe copertă. Bravo, ai stil. Bravo! Fanii toți sunt leșinați. E dependentă de privire. Ai văzut-o pe la știri. În prima ei se dilată pupila. Fata criminală, flash and killer. Ea spune, e face, s-o plimbe, s-o îmbrace. Și n-are ce face, că-i place. Bine te-am regăsit, Cristina! Bine te-am regăsit, Ilinca! Ți-a fost greu? Ilinca, a se observa originalitatea. Îți place cureaua mea? Am observat-o! Cureaua aia! E o pereche de pantaloni! Băi, dar eu mă gândeam, cine ar vrea să facă un truc ăsta stilistic care să semene cu un burțoi? Păi, dar... Păi, seamănă efectiv cu un burțoi. Povestea mea se încadrează perfect cu ținuta. Un burțoi de pericioaică. Ăla e un burțoi de bericioaică, știi? Da. Nu știu, dar eu de când am auzit cuvântul ăsta bebelușă, m-a inspirat foarte mult această culoare. Și de când am intrat acolo, am vrut să fac ceva cu această culoare și ceva... Deci, practic, ai adus culoare. O odă bebelușei. Da. Exact. Ca bebelușă te simți bine? Da, foarte asta bine. Asta e un lucru bun, drag. Perfect. Drag. Și nu chiar... degeaba mi-ai zis bebelușă, Maurice, eu cred că ceva ai simțit tu acolo. Exact. Tocmai de-aia zic. Și ar fi chiar foarte interesant să te vedem în rolul ăsta. O, Doamne. Nu mai vreau ca concurentele să intre în Rita și să vină cu gingi. Deci, de ce trebuia să o copiez pe Nadina? Iar mie personal nu-mi place absolut nimic. Iar mi se pare o tragedie și sunt supărată din acest punct de vedere. Mi-a mai făcut o ținută. Dar dacă tu te simți, bine, asta contează, că doar de asta suntem aici, să ne simtem bine. Sloții, nenorocire. Bravo, ai stil. Bravo, bravo, ai stil. Da, ia uite pe Cristina Mihaela toată. Întreabă-mă, spune. Să știi, Cristina, poți să stai perfect liniștită, pentru că Ritaci arată impecabil a se observa înăuntru, că stilul nu este numai despre îmbrăcăminte. Bravo, ai făcut și curățenie, normal, și ordine, lună, și tot. Nu că am făcut curățenie. Singura dezordine sunt lucrurile mele, care oricum sunt și ele împachetate frumos la locul lor. Bravo, dragă, bravo. A, da, și cu mopul, și pentru ținută, bravo? Nu, nasol, dragă, nasol. Cum nasol, dragă? Deci, în primul Cristina. Rând, eu nu mai vreau ca concurentele să intre în Rita și să vină cu jeans. Pentru că atunci când sunt eu acolo, niciuna nu arată jeans. Vreau să facem o ținută cu jeans. E cel mai ușor să intri, pui un jeans, mai tragi ceva, pădați pro, cămașă, capă, etc. Și cu asta basta. Ai volum la păr, se bate cap în cap cu volumul de la cap. Ar fi trebuit să-ți pui o cărare într-o parte, o coadă jos sau... Da, Cristina, volumul ăla de la cureaua aia... Păi mergeam de sus în jos. Acei jeans și ar fi trebuit să nu fie rupți nicăieri ca să se potrivească, păi, nu da. S-ar fi potrivit oricum, dar nu mai alegeți jeans și ulciorul nu merge de multe ori la apă. A intrat Nadina, a văzut că și-a luat un jeans, a luat steluțe, toate totul. Iau jeans. Poftim? Eu am schimbat totul, Cristina, nu doar... Da, dar să știi că nu este de apreciat că ai schimbat totul, pentru că ai schimbat așa. Iar mie personal nu-mi place absolut nimic. Chiar mi se pare o tragedie și sunt supărată din acest punct de vedere, pentru că eu am pretenția ca, nu știu, poate mâine plec. Mm-hmm. Și plec și ele rămân de unele singure, asta e. N-au învățat nimic. Mi-aș fi dorit măcar să învețe în toată perioada asta ceva. În schimb, ea a învățat ceva. Să aibă atitudine, să-și susțină ținuta...
nu ai învățat văd atât de mult pentru că nu îmi spui, băi, mie îmi place ce am făcut. Păi, Cristian, nu stilul, nu pot să vorbesc peste tine, dar uite, lasă-mă, dă-mi te rog frumos cuvântul și vreau să spun că eu mă simt foarte bine. Poate n-aș purta-o, nu m-aș duce oriunde în lume așa, dar uite, eu așa am simțit să ies de acolo. Măcar dacă și-a susținut, ținut, ai... Pentru că mi se pare că se potrivește cu substantivul bebelușă. Ah, bebelușă. Și pentru că mulțumesc Cristina Mihaela și pentru că tot n-a venit Cristina cu un partener, uite, o să-i dea ocazia să aibă cât un partener în momentele următoare, pentru că vreau să aflu părerea băieților. Laurent, pe scurt, îți place sau nu? Nu-mi place că nu și-a păstrat un element din vechea ținută. Mi se mi-a dat voie. Avea voie să schimbe. Te pot să zic eu? Seamănă cu... Nu, Bianca, îți mulțumesc tare mult. Radu? Opinia ta. O să fie un compliment care nu o să sună un compliment. Mie mi se pare interesant. Sunt totuși de acord cu detaliile de volum care sunt puțin alungate și inclusiv faptul că blugii sunt rupți. Deci fii atentă. Jur că e un compliment că mi-e plac foarte mult culorile pastel. Așa. Însă pe lângă cât de mișto e piesa aceea, așa, arăți ca un pămătuf de praf cu muner de blugi. Așa am zis și eu. Doar că eu de ce? Dar marfă, adică un pămătuf cu culori mișto. A, pe care mine nu mă deranjează. Sunt convinsă că n-a fost cu răutate și chiar dacă ar fi fost, mie îmi place pămătuf. Și ce? Păi nu, azi, nu că nu e asta zic. Și, mulțumesc, Radu. Matias? Nu știu, cum ar zice unchiul Velea, ai o personalitate monstru pe dinăuntru și n-o vedem și pe din afară. Alin? Referitor la ținut, pantofii nu-mi plac, sunt puțin mari și nu-mi plac. Asta nu pot să comentez că sunt pantofii puțin mari, că nu am venit cu ei de acasă. Ah, ok. Am luat de acolo. Atunci, okay. Și ce nu-ți mai place? Ginji. Chesu? Eu nu pot să nu-mi dau cu părerea personal, dar... Îmi place de ea că este free spirit. Din cauza chestii cu cerceii, fă tu ce vrei, pentru mine ești lăptic. Cu Gaga. Mulțumesc, asta am și vrut. Am vrut să vă arăt, domnule, că din atitudine poți să faci orice, pentru că eu am fost cam plângăcioasă săptămâna asta și vreau să vă arăt că m-am pus pe picioare, indiferent de ce aș purta sau nu, sunt tot eu în continuare. Perfect, Cristina, așa s-o ții și în fața juraților. Ai stil când te întorci pe stilero, dai cu parfum de atracție magnero. Toți te admiră, talentă perfectă. Bravo, ai stil. Bravo, ai stil elegant sau ghetto. Stilul tău poate ce stil de vedetă. Formele tale este pus pe copertă. Bravo, ai stil. Bună. Bună. În Ritaci aveai o groază de variante. Da. Și puteai să faci altceva decât a făcut colega ta Nadina, care a făcut mult mai bine, pentru că ea și-a ales o pereche de blugi pe linia corpului, apropiați de linia corpului, a avut o altfel de capă, mult mai sclipicioasă și așa mai departe, altfel de pantofi. Deci, de ce trebuia să o copiezi pe Nadina, când tu aveai acolo 10 de variante? Cătălin, scuză-mă să intervin, eu nu mi-am dorit o secundă să o copiez pe Nadina. Acum că mi-am pus o pereche de jeans pe mine, nu cred că inventat ea. Care nu se potrivesc oricum cu această capă, nu? Eu așa am vrut să-i pun, special am vrut cu talie mai înaltă ca să-mi pot să-mi pun asta. Sunt rupți și la asta ai mai adăugat și un marsupiu penibil, nu știu de ce ai făcut. Păi te la fui, din pantaloni. Într-un pantalon. Nu e dragă, stai puțin. Aia era o pereche de pantaloni, ea spune că de la Ritaci, păi nu. Eu i-am pus pe post de curea asta pentru că am vrut ceva să țin aici. Cine a fost în Ritaci? Irina. Asta pentru că ai văzut-o pe Irina, a apreciat Cătălin faptul că Irina a făcut dintr-o jachetă un fel de cap, un fel de... Nici măcar n-am dat atenție, crede-mă. Chiar nu are niciun fel de gule. Raluca, tot ce fac eu și o să zic aici nu are nicio legătură cu nicio altă concurență. Am înțeles, dar cum să faci dintr-un pantalon moi mea așa, la moi nici n-am pus. Ești o gheișă care își pune în față o chestie, ce e aia? Da, și am vrut să... Păi, dar de ce? Păi, dar meaning, nu văd meaning-ul acestui rol. Nu, să dau pantalonii. A, și ce vrei să pun? Avem chestii negre. Hai, ceartă-mă atunci. Ce vrei să... Măi, nene, știi câte lucruri sunt în Ritaci? Ăla, că am intrat și noi de-atea ori. Se pot face styling-uri spectaculoase cu lucruri în Ritaci, iar tu ai siluetă impecabilă. Deci nu poți să spui că nu se potriveau ca mărime, etc. Ești frumoasă, ai siluetă bună. Se vede treaba că nu prea le stăpânești cu... Banghești. Nu prea le banghești cu moda. Mi-a mai făcut o ținută. Dar dacă tu, dacă tu te simți bine, asta contează, că doar de asta suntem aici, să ne simtem bine. Da, pentru mine stilul nu este numai despre haine. Aș fi putut cu siguranță să fac o țintă mai bună. Aveam una pregătită chiar. Dar chiar ai preferat să te simți bine. Numai că pentru mine asta contează cel mai mult. Așa e, mă. Pot să vă și spun cum aveam ținta pregătită, tot în zona sport, cu niște sneakers, m-am gândit să le pun așa și returile. Aveam overall-ul meu, aveam peste un sacou și aș fi putut să fac... Gata, corazon, gata, că mai... E
nenorocire ce ai făcut. Exact. Asta este, să știi că eu mă simt bebelușă în continuare. Zloții, nenorocire. Mamă, bebelușă poți fi, dar la Bravo Stil... Asta este. Hai să dați calificative, cu toate că, mă rog, înțeleg încercarea ta, dar știi că asta ai deja o propunere pentru eliminare. Eu mi-am asumat purtând această ținută. Le place, okay. Bine, nu iar. Asta îmi place, asta e foarte bine. Asta e foarte bine. Mulțumesc. Atitudinea îmi place, Zlot. Mulțumesc. Ținuta nu. Nice speech. Mulțumesc. Vorbește cu cei de acasă. Dragii mei, nu este despre haine din punctul meu de vedere, este despre atitudine, stilul, nu este numai despre haine. Într-adevăr, este și despre haine. Cu hainele nu le-am, probabil le-am cu atitudinea. Dacă vă place, votați 10. Mulțumesc. Mulțumesc, Cristina. Mulțumesc, Cristina Mihaela, tare mult. Bravo, ai stil.